Vine iarna și au început pregătirile pentru intervențiile de curățare a drumurilor naționale și județene din Olt. Autoritățile anunță că au demarat aprovizionarea cu material antiderapant necesar. Direcția de drumuri naționale Slatina spune că de iarna aceasta se va interveni doar cu sare, fără nisip sau alte materiale. Noi avem prevăzute a se aproviziona 10.300 de tone de sare. Nu vom acționa cu nisip decât cu sare, din care 2000 de tone le-am avut pe stoc de rămase de anul trecut. Am început aprovizionarea. În luna octombrie avem prevăzut să se aproviziona 1000 de tone, pentru luna noiembrie 2500 de tone, decembrie 2000 de tone și restul pentru luna ianuarie. Considerăm că stocul este suficient pentru întreaga iarnă și chiar dacă mâine ar apărea vreun fenomen meteo, ninsoare, viscol, noi suntem pregătiți cu cantitățile necesare pentru a acționa. Și numărul utilajelor este suficient pentru intervenția la dezăpezire în iarna aceasta. Avem contract de iarnă, a fost semnat, avem 37 de utilaje de la prestator, care trebuie să intre în perioada următoare, luna noiembrie, în bază. Vreau să vă spun că iarna la noi începe odată cu 1 noiembrie, deci nu putem da comenzi înainte de această dată. Mai avem 11 utilaje proprii pe care le vom folosi tot iarna și sunt prevăzute în planul de iarnă. Reprezentanții Consiliului Județean Olt spun și ei că sunt pregătiți pentru dezăpezirea pe drumurile județene, atât cu utilaje cât și cu material antiderapant. Consiliul Județean a luat toate măsurile încât aceste lucrări de dezăpezire pe toți cei 1040 de kilometri să se desfășoare în condiții normale. Pentru aceasta a fost organizată procedura de achiziție publică, zone pentru o mai mare eficiență la dezăpezire. Iarna se pare că își intră în drepturi. O informare meteo pentru vreme deosebit de rece, cu ninsori la munte și precipitații mixte, a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 29 octombrie, ora 14, 1 noiembrie, ora 10.